rol are agentul de circulație? Să dirigeze circulația. Bravo, bravo! Polițiștii mureșeni au organizat astăzi alături de cadrele didactice de la grădinița cu program prelungit Voinicel din Reghin faza zonală a concursului Preșcolarii știu să circule corect și de această dată copiii au dovedit că sunt buni cunoscători ai regulilor de circulație. La eveniment au participat aproximativ 40 de preșcolari de la grădinițele din Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sighișoara și Târnăveni. În cadrul concursului, participanții au realizat desene și diverse lucrări prin care să-i convingă pe membrii juriului de faptul că, în ciuda vârstei fragede, știu să respecte regulile elementare de circulație. Sunt curioși, copiii sunt emoționați, dar ei au acea sclipire și așa ingeniozitate în ei. Ei știu să răspundă, au cunoștințe, le aplică, le place. Întâlnirea cu polițiștii este deosebită și sunt îngântați. Au și emoții mai mari, educatoarele și părinții. Activitatea a fost coordonată de inspectorul școlar de specialitate Adina Pui din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, dar și de reprezentanții Poliției Rutiere Reghin. Copiii sunt bine pregătiți, nu sunt stresați, iar probele sunt adaptate vârstei lor. A ști cum să circulăm este foarte important, nu numai acum la vârsta de 2, 3, 4, 5 ani sau 6 ani cât au ei, ci pentru viitor. Misiunea jurului a fost una dificilă, întrucât lucrările au fost numeroase și foarte bune. Totuși, la final, micuții au primit diplome și dulciuri din partea membrilor jurului. Câștigătorii de la faza județeană se vor întrece luna viitoare în etapa națională, ce va avea loc pe data de 24 mai.